Primul exercițiu pentru spate o să fie tracțiuni la helcometru, unde o să facem între 10 și 12 repetări. Următorul exercițiu pentru spate o să fie ramat din șezut, unde o să facem între 10 și 12 repetări. Următorul exercițiu o să fie ramat cu bara. Când o să facem 4 serii, o să fie 10 repetări. Ultimul exercițiu pentru spate o să fie îndreptări cu bara, unde o să facem 10 repetări. Primul exercițiu pentru biceps o să fie flex antebrațului pe braț cu bara, unde o să facem 3 serii a câte 10 repetări. Următorul exercițiu pentru biceps o să fie ciocane, unde o să facem 3 serii a câte 10 repetări. Ultimul exercițiu pentru biceps o să fie flexia antebrațului pe braț cu gantere, unde o să facem 12 repetări.